Salut! De la curier! Da, bună ziua! Aveați un coleg de primit mâine între ora 7 și orice altă oră vrem noi. Așa e, da. L-am adus azi. Aoleu, păi, m-a sunat pe nepregătit, eu sunt la birou acum. Ați ajuns la adresă? Da, am parcat aici, aproape. Puteți să spuneți mai exact unde ați parcat? La Ploiești. Cum la Ploiești? Eu am specificat clar pe colet că trebuie să fie livrat în București. N-am loc de parcare acolo, boss! Haideți aici, haideți aici să luați! Domnule, dar nu se poate așa ceva. Pe eu am plătit curierul să vină în orașul pe care l-am specificat, unul la 50 de km distanță. Mamă, dar scad picioarele dacă vii și tu la 2 pași de casă! Ok, îmi cer scuze, haideți că m-am enervat puțin. Nu puteți totuși să veniți mâine să mi-l aduceți cum era programat la adresa pe care eu am trecut-o pe colet, vă rog frumos? Ba da, alteță, că eu numai pentru husa ta de 33 de lei fac sute de kilometri pe-n țară. Restul coletelor sunt așa, să-ți protejeze ție pachetul. Hai, lasă cardeala asta proastă. Domnule, dar nu se poate să-mi vorbești așa. Pe bune, îți fac reclamație, o să te dea afară. Mamă, ce mai speriam în camei după. Și cine vine, colegii aia tăi fandozit să conducă? A? Aia de nu știe să conducă decât cu două pedale? Haideți că mi-am ieșit din fire din nou, îmi cer scuze. Puteți măcar să veniți până la intrare în București? Tati, eu am respectat codul curierilor, da? Am luat coletul, l-am luat. L-am adus unde am avut eu chef, l-am adus. Păi și de ce mai trecem, domnule, adresele pe colete? Orientativ, așa, ca să știm în ce punct cardinal să-l ducem și noi. Hai că las la sediu aici în oraș și îl iei tu. Nu! Nu-l lăsați la sediu, vă rog eu frumos, că asta e mai rău. Păi până mi-l dau aia de la sediu, mi se plictisește coletul. Știți ce? Stați acolo unde sunteți, că vin eu. Hai că mă grăbesc. Și trebuie să fiu așa băiat bun mereu, mă. Da. Alo, bună ziua. O, noroc, boss. Am ajuns, unde sunteți? La București. La București? Cum mă, la București? N-ai spus că ești în Ploiești? Mai aveam colet de dus la București, ce crezi, că stau toată ziua acolo? Panorama aici, mă. Adică m-ai pus să plec de la serviciu, să vin din București până în Ploiești când tu veneai la mine în oraș? Ia uite-mă, după ce că vin la el în oraș, mai face și nazuri, ha? Hai zi odată, vii să iei husa aia, că mă grăbesc. Fai de cap. Sper să ți se deschidă tuba în mers. Ca să vă pice vouă coletele? Și cu ce mă afectează asta pe mine? A, da, chiar. Atunci nu știu, să... ți se deschidă... capota în mers, na! Ok, frate, nu le-ai cu blestemele, lasă-o așa, lasă-o așa. Așa e, știu, ai dreptate. Dar nu știu ce să mă mai fac pe voi și pe taximetriști, parcă nimic nu vă atinge, să mor eu, nu vă interesează. Data viitoare o să-mi comand prin poștă, să aștept 9 luni după colet, exact ca o femeie gravidă. Gata, mă, frate, băi! A fost Caterinca, băi! Gata, liniștește-te, bro! A fost o farsă! Făceam buză de tine, era farsă! Serios? Da! N-am fost niciodată la Ploiești. Sunt în București de la început.